Sigur, în momentul când te angajezi să reprezinți oamenii, în momentul când ceri votul oamenilor, trebuie să le exprimi voința ta, începerea ta, capacitatea ta de a menegeria un lucru. Și aici spunem foarte clar, managementul eficient administrativ, transparența decizională. Ca toate aceste lucruri să se întâmple, ai nevoie de o evaluare clară. Bine a spus Domnul de Gordei, avem nevoie de oameni înțelepți, avem nevoie de elite, avem nevoie de exemple, avem nevoie să fim oculiști, datorită performanțelor acestor. Mulțumesc, Zică Hagi, că ai învățat. Totdeauna ești atât de mers și ne vom primi. Și știu că aștept de la mine fapte, nu vorbesc și mai ales la Domnul să întâmple cât mai repede. Ca să poți să realizezi toate aceste lucruri, ai nevoie de o strategie. O strategie bazată pe informații corecte, pe informații realiste, procesate, dar nu într-un mod scolastic pentru anumite interese de toată lumea. Nu într-un mod îmbrăcat doar în vorbe, mă feresc să spun politicianism, pentru că și eu am fost de 8 ani de zile parlament. Lumea așteaptă de la noi soluții. Lumea așteaptă de la voi anumite direcții care să se întâmplă, să le spui când se întâmplă, care sunt obiectivele. Așa că anul trecut, împreună cu colegii mei, am înființat asociația, împreună mai ales, și spun aici și mulțumesc domnului primar, dar iertați-mă că am intrat direct în subiect și vreau să ne mulțumesc tuturor parlamentarilor care au avut efortul de a fi aici. Mulțumesc tuturor primarilor care au înțeles că, de fapt, această strategie nu este doar a noastră, este a tuturor. Vreau să-i mulțumesc domnului prim-ministru prin șeful cancelarului domnul Bogdan, domnul ministru Cecă, prin domnul secretar Țuță și, în special, domnul Gorbele, pentru că a fost un reper cu tot ceea ce am făcut noi de când ne-am propus să facem această strategie. Cum a spus și domnul Gorbele, ne-am gândit foarte clar cu cine face această strategie, dar nu faci cu resursa umană în acest lucru. Îi spunem că o resursă umană extraordinară și vreau să mulțumesc profesorilor universitari, rectorilor care sunt în această seară, vă mulțumesc de sufletul că sunteți aici. Cum poți să faci o strategie dacă nu te bazezi pe experiența oamenilor de afaceri și vă mulțumesc oamenilor de afaceri că sunteți aici? Pentru că dumneavoastră sunteți numai suportul de dezvoltare. Sunteți cei care, practic, generați o dezvoltare durabilă. Nu poți să concepi o dezvoltare durabilă dacă nu ai un pilon de educație. Educația este esențială. Știm, primăriile, Consiliul Județean nu au toate pârghiile în acest sens. Pentru că ea se face în baza unei legi și unei strategii naționale. Dar putem să fim suportul pentru acest segment. Și s-a demonstrat, iată, că anumite companii care astăzi suferă datorită lipsei de resurse umane, centrală nucleară, de exemplu, aici este domnul rector Iliescu, l-am urmat, de ce avem nevoie de 400 de ingineri. Gândiți-vă că avem o universitate aici. Gândiți-vă că avem un potențial fantastic economic. Dă un exemplu, au apă termală în Moldova. Avem o facultate de medicină în care poate să genereze specialiști. Iată, resursa umană poate să pregătească o componentă esențială în domeniul economic. Mai avem o componentă extraordinară în multiculturalism în această zonă, care vine cu plus valoarea entităților, care pun în valoare tradițiile, obiceiurile și, de ce nu, performanța etnicilor noștri care dau astăzi o valoare inestimabilă jurătului nostru. Exact în elaborarea pilonilor de strategie de dezvoltare durabilă care sunt cei pe care i-a elaborat Guvernul României. Ca să ai aceste strategii, ai nevoie și de obiective foarte clare. Gândiți-vă că în tot acest areal al nostru, aceste strategii, sunt 998
de proiecte, dintre care 328 de proiecte care trebuie implementate în toate orașele din circunstanță, care vor duce la ce? La dezvoltarea turismului, la dezvoltarea economică, la dezvoltarea infrastructurii, la dezvoltarea zonei de utilități, la dezvoltarea întregul arealul județului. N-am să promun această strategie SLUP dacă doresc să intrăm, deși cred că la urmă ar trebui să primim întrebări de la dumneavoastră. Dar atât am să spun. Fiecare element din această strategie a fost inclus discutând cu dumneavoastră, primari, oameni de afaceri, academicieni, mediul universitar. Toți oamenii din județul nostru, domnule Cordea, au participat la elaborarea acestei strategii. Am încercat să o facem cât mai simplă. La început și ne-am dat seama că n-am consultat toate medică acestui județ. Am constatat că sunt enorm de mulți oameni valoroși care n-au fost întrebați niciodată și ne-am pus întrebarea de ce. Am constatat că sunt imense resurse pe care noi n-am reușit să le scoatem la suprafață. Iată, prin această strategie, clar, avem un document, indiferent cine va fi prevenit la conducerea acestui județ, de unde putem să pornim, să dezvoltăm durabil acest județ. Cultura este esențială. Județul nostru, și nu numai cultura, încă se confruntă pe elementele mediu sunt în cel mai detrișat județ. Județul nostru încă se încălzește cu lemn sau foc de la rafineria Petrolina. Județul nostru încă are 200 de kilometri de drum, de pământ, drumul județeni, deci nu vorbesc de drumurile comunale. Acolo este și mai tragică problemă, încă 200 de kilometri de drumul de piatră și pământ. În județul nostru încă mai sunt 50 localități care nu au apă, curentă, rețele care ar fi trebuit să există acolo. Ce este să vedeți? Dar județul nostru nu are rețea de sănătate nașională, de amvergură care ar trebui să corespundă solicitărilor. Gândiți-vă, suntem cel mai expus județ în România. Cu centrală, nucleară, rafinărie, terminal, un port, graniță, bază NATO. Și astăzi avem un spital județean care, slavă Domnului, care au niște oameni moși și țin acolo actul medical eficient. Avem nevoie de rețea de sănătate în tot județul nostru. Necesitățile sunt foarte mari. Atunci, nu am făcut ca această strategie, împreună cu dumneavoastră, să scoată în evidență necesitățile acestui județ. Închei, vreau să vă mulțumim din tot sufletul tuturor care ați participat. Închei, a vă spune tuturor primarilor că de fapt este munca noastră a tuturor, dacă ne dorim să dezvoltăm durabil județul, dacă ne dorim ca noștri copii în fiecare localitate să rămână acasă, dacă ne dorim ca peste an să vorbească lumea că nu se ceva vorba noastră.